Pugilistul hunedorean Cosmin Gârleanu a semnat primul său contract de profesionist cu o companie din Mexic, țară spre care a și plecat miercuri dimineață. Zilele acestea, Cozu, așa cum mai este cunoscut boxerul, începe deja pregătirile. Clubul din Hunedoara a anunțat rezilierea de comun acord a înțelegerii pe care o avea cu Cosmin Gârleanu, sportiv legitimat la secția de box a grupării. Cosmin Gârleanu, pugilistul hunedorean în vârstă de 23 de ani, este primul boxer care nu este de origine mexicană, dar care a semnat cu o companie din America Latină. Aceasta se ocupă din 2013 de descoperirea și promovarea talentelor în vederea consacrării lor la profesioniști. De altfel, printre pugiliștii pe care îi reprezintă se numără și Kenia Enriquez, de două ori campioană mondială. În ultimii ani, Cosmin Gârleanu a fost, dacă vreți, cumva portdrapelul boxului românesc, nu numai boxului hunedorean, pentru că, printre altele, a fost și singurul reprezentant al boxului românesc la ultima ediție a Jocurilor Olimpice. El este multiplu campion național la cadeți, juniori, tineret, campion mondial de juniori, vicecampion european de juniori și de tineret. Tocmai de aceea, clubul nostru a înțeles dorința lui de a continua în boxul profesionist, o traiectorie pe care au urmat-o și alți sportivi din țara noastră. Ne bucurăm că timp de atâția ani el a reprezentat clubul nostru și orașul Hunedoara în competițiile importante și nu ne rămâne decât să-i urăm foarte mult succes în această nouă aventură și cu siguranță vom auzi mai departe de numele său și cred că foarte multă lume va ști de unde a plecat Cosmin. Cosmin a declarat înainte să plece spre Mexic că este timpul potrivit să fac acest pas în cariera sa. Cred că este timpul potrivit să fac acest pas în cariera mea, mai ales că pe plan național și european am demonstrat de ce sunt capabil. Am încredere că am luat o decizie potrivită și sper ca în scurt timp să mă ridic la așteptările celor care m-au contractat. Mai mult, sper să vină cât de repede și ziua în care cei de acasă, de aici, de la Hunedoara, să fie mândri de mine. Le mulțumesc tuturor celor de la club, colegilor, antrenorilor și administrației locale care m-a sprijinit când am avut nevoie, a declarat Cosmin Gârleanu. Cosmin Gârleanu este multiplu campion național la cadeți, juniori și tineret, campion mondial și vicecampion european la juniori și medaliat cu argint la Europeanul Under 22 din Rusia în anul 2019, la Jocurile Olimpice de la Tokyo. A fost singurul reprezentant al României la box masculin.